În perioada 30 noiembrie 3 decembrie, conform legislației în vigoare, sunt declarate zile libere, 30 noiembrie și 1 decembrie. Iar asistența medicală este asigurată la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman prin cele 12 linii de gardă, adică la urgențe, laboratorul de analize, laboratorul de radiologie, medicina internă, ATI-ul, gardă pe chirurgie, ortopedie, neurologie, obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și psihiatrie. În această perioadă, ambulatoriu integrat, spitalul este închis, iar pacienții care au de efectuat pansamente sau de suprimat firele se pot adresa centrelor de permanență. Tot ceea ce este urgență se pot adresa centrului de primiri urgență, unde vor fi investigați, consultați de medicul urgentist și apoi de medicul pe specialitatea în cauză. Următoarele două zile sunt sâmbătă și duminică, care sunt de asemenea zile de weekend. Și se aplică tocmai același program, nu? De gardă. Același program. Tocmai de asta am spus perioada 30 noiembrie-3 decembrie. Am luat în calcul și ziua de sâmbătă și duminică.